Bună, suntem la o nouă ediție a evenimentelor Ce se întâmplă, doctore, iar subiectul ales astăzi este dedicat alergiilor. Vorbim despre prevenția lor, despre depistarea lor, dar și despre tratamentul alergiilor. Iar unul dintre medicii invitați este Camelia Berghea, medic primar alergolog. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog frumos, care sunt cele mai frecvente alergii pe care le depistați astăzi și cât de periculoase sunt dacă nu sunt depistate și tratate la timp? În ultimii ani, frecvența tuturor tipurilor de boli alergice a crescut, din păcate, și este un motiv de îngrijorare al forurilor de alergologie din întreaga lume. Vedem frecvent patologie respiratorie alergică, vedem frecvent alergie alimentare, vedem frecvent și afecțiuni cutanate de cauză alergică, uneori asociate la același pacient, alteori fiecare cu o patologie anume. Dacă nu sunt diagnosticate și tratate la timp, afectează și calitatea vieții pacientului, fie că vorbim de copil, fie că vorbim de adult, iar unele dintre ele chiar pot să fie periculoase. Un astm alergic netratat poate să pună în pericol starea de sănătate a pacientului, iar o alergie alimentară severă poate duce către reacții severe de tip anafilaxie, care sunt amenințătoare de viață potențial.